Problema câinilor comunitari nu poate fi rezolvată numai prin construirea de noi biobaze, cum ar fi unii tentați să creadă. Principala soluție o reprezintă sterilizarea atât a animalelor fără stăpân, cât și a celor din gospodării. Noi de ani de zile vorbim de sterilizarea câinilor cu stăpân și vorbim de acei câini care nu sunt de rasă. Nu sub formă de obligația stăpânului de a steriliza animalul pe care îl deține. Deci, aceleași metode ar trebui să le aplicăm și în cazul populației feline. Soluția pentru noi, sau de puțin eu așa o văd, ar fi un sprijin direct al guvernului, poate și al fundațiilor de protecție animalelor, în vederea sterilizării acestor câini, în special la gospodăriile cetățenilor. Pentru că dacă s-ar face acest lucru, nu ar mai fi atâta infuzie de câini în orașe. În general, nu numai în Mioveni, dar în orașe se aduc câini din zonele limitrofe. În Mioveni sunt construite două biobaze, una administrată de Consiliul Local în incinta stației de epurare, unde sunt peste 200 de câini, și alta la fosta rampă de gunoi a orașului, unde sunt adăpostiți aproximativ 350 de câini. O astfel de biobază implică costuri destul de mari, în primul rând pentru hrana și tratamentele animalelor, iar în al doilea rând pentru cheltuielile cu personalul.